reporter de gardă. Una dintre îngrijorările majore ale cetățenilor Republicii Moldova legată de asocierea cu Uniunea Europeană ține de climatul de afaceri și competitivitatea întreprinderilor moldovenești pe enorma piață europeană. Actualmente, în UE, activează peste 20 de milioane de întreprinderi mici și mijlocii, care luptă pentru a se menține și a se dezvolta. Mai există oare spațiu pe piața europeană pentru întreprinderile moldovenești? Ar putea oare întreprinderile mici din Moldova să reziste unei competiții cu întreprinderile susținute prin programe europene? Cetățenii Republicii Moldova au păreri împărțite despre șansele de a accede cu afaceri pe piața europeană, dar atât optimiștii cât și pesimiștii consideră că soluția acestei probleme e în condițiile de acasă. Cum credeți, moldovenii ar putea dezvolta micul business la fel ca în Europa? Există, dacă ar și conduce. Este așa ceva. Dar și eu conduce, pentru că trebuie să se înceapă de acolo, deasupra și mai fără mai mult. Nu trebuie să o luăm dizi pe stradă, dar trebuie să o luăm de deasupra, de acolo, de unde tete este să se formează. Adică de acolo merge tete într-o carieră. Vrei să faci ceva așa ca pe lume, de să vindem ceva, am făcut. Ia uitați-o și floricile frumoase. Vedeți? Ne ocupăm. Dacă de vânzare n-ai unde să vinzi. La noi situația așa e că nu-ți dă voie să te dezvolți. Întind gloadă, tot iarna muncești, faci o seară, când vei primăvară să realizezi marfa, trebuie să plângi dânsa marina drângă. Dar poți facă, dar dacă depinde de om așa. Eu, de exemplu, eu aș face, eu aș la pământul fideal care se șed, cum să-și spun, știi, ne-ngrânjit, eu le-aș la așa în grijă. Dacă ar și la noi, ca în Europa, cum ziceți, sigur, creditul poți îndorși un procent real, da, dar la noi un procent e real. Anume că mi-e cu business să te rogi să-l înădușă. Trebuie să te așa o vorbă, să-l înădușă. Și la prietenii mei, observat lucrul ăsta. Însă asta tot depinde de susținerea guvernului. Trebuie să fie niște dotații, trebuie să fie niște un ajutor. Slovacia este membra Uniunii Europene începând cu anul 2004. Deși este deja peste un deceniu de când micul business slovac a intrat în competiție cu cele câteva milioane de întreprinderi mici și mijlocii din Uniunea Europeană, afacerile slovacilor merg bine. Un indicator de bază este faptul că, deși au hotarele deschise, cetățenii slovaci nu părăsesc țara, numărul populației slovace crescând an de an. Dana și Jan Korsakov sunt una dintre familiile slovace care au crescut și au învățat în socialism, dar au ajuns să facă afaceri în Uniunea Europeană. Inițial, nu au crezut că ar putea face afaceri, dar o întâmplare le-a deschis calea spre o mică întreprindere de familie care e în creștere datorită finanțărilor europene. De 21 de ani muncim împreună. Este o muncă grea, însă în momentul în care descoperi că îți place ceea ce faci, munca nu mai este complicată. Această afacere o avem de 12 ani. Dacă lucrezi cu ușurință și voie bună, dacă vrei să privești spre finalul problemelor, dacă vrei să vezi calea de soluționare a problemelor, este ușor. Dacă nu, îți pare că problemele nu au capăt și munca grea nu are sens. Dana și Jan au procurat un teren în inima munților Tatra. Apoi au aflat că acolo este un izvor cu apă curativă. Au săpat în jurul izvorului, dar și în jurul ideii de a deschide o stațiune balneară. Așa au ajuns să construiască un hotel cu restaurant, cu săli de tratament, cu săli de conferință și zone de agrement. Apa acestor izvoare are efecte curative unice, tratând boli de piele complicate. În anul trecut, familia Korsakov a oferit tratament gratuit câtorva cetățeni moldoveni.
Am avut pacienți din Moldova care au venit aici pentru tratament. Galina și Gheorghe, niște oameni foarte drăguți, deschiși, cărora le-am oferit ce am avut mai bun pentru tratarea maladiilor de piele. Apele noastre, procedurile pe care le-am oferit, le-au ajutat cu adevărat. Sunt ape cu o compoziție unică. Oamenii din Moldova pot veni cu copiii, nu doar pentru apa curativă, ci și pentru aerul de munte și mediul sănătos. Pot fi făcute programe individuale de tratament și agrement. Finanțările europene nu au venit automat în contul acestei întreprinderi de familie. Deși au depus mai multe solicitări de finanțare, au obținut banii doar atunci când au putut convinge autoritățile europene că dezvoltă o afacere sustenabilă care are viitor. Uniunea Europeană nu prea acordă fonduri pentru asemenea proiecte, dar am fost insistenți. Am depus dosarul de solicitare de finanțare de 3 ori. Ne-au acordat finanțare abia când au stabilit că afacerea se ține bine pe picioare, când exista garanția că acești bani vor fi cu adevărat investiți în dezvoltare. Nu doar afacerile turistice iau avânt și atrag finanțări în Slovacia. În ultimii ani, micul business din Slovacia a înregistrat o performanță peste media Uniunii Europene în domeniul accesului la finanțări europene, dar și la capitolul inovații. Unul dintre proiectele inovative finanțate pe banii europeni este o fabrică de alcool. Nu alcoolul este noutate, ci modul în care este dezvoltată afacerea, devenind un producător cunoscut în întreaga lume. Puteți vedea și singuri, cu multă muncă s-a putut realiza această idee. Este meritul celor care au venit cu ideea, dar și a celor care au depus multă muncă pentru a o realiza. Totodată trebuie să remarcăm sprijinul Uniunii Europene în realizarea acestui proiect. Fără finanțări europene, o asemenea fabrică n-ar fi putut fi creată. Existența acestor fonduri pentru întreprinzători ne ajută să dezvoltăm comunitatea și să realizăm multe proiecte. Distileria nu este preocupată doar de producerea alcoolului, ci de dezvoltarea unei relații cu propria comunitate, care nu este bazată pe alcool. Un muzeu în aer liber al agriculturii slovace atrage mii de turiști și este o lecție de istorie și ecologie pentru grupurile de copii care vizitează acest muzeu. Nu ne putem permite să stăm pe loc. Căutăm și descoperim noi și noi posibilități de dezvoltare. Una dintre ideile noi este o expoziție muzeu a istoriei agriculturii cehe. Asta ne aduce o deschidere și un succes și mai mare. Alcoolul este o temă sensibilă pentru Republica Moldova. Pe de o parte ar trebui să combată alcoolismul, iar pe de alta ar trebui să promoveze vinăriile ca pe o formă de supraviețuire economică. În raioanele de nord ale Moldovei, mii de familii au mini-fabrici de rachiu, dar oamenii evită să discute în detalii la această temă. Da, dumneavoastră produceți acasă? Asta e tema care... Mă doare pe mine. Все заводы закрыла, бы всё позакрывала к чёртовой матери. Я не пью вообще. Понимаю, что эта водка, если бы она была бы заводская, это дело другое. А тут делают, говорится, в подвале наливают и сдают по магазинам, по точкам продают и люди травятся. Абсолют тетка рекомерциализация бутыль спиртуасы требует скош один societatea noastră complet. Rachiu de casă, când ai niște oaspeți și când bei 100 de grame de casă, e rachiu, dar nu din magazin. Nu, более качественный, потому что там нету этих разных химии, примесей и так далее, и тому подобное. Ну что, фрукты, черешня, имеем дерево, ставим, пробродит, добавляем сахара, у суди проценты. Dacă intrăm în Uniunea Europeană, moldovenii o să poată face rachiu?
E un lucru care nu era interesat pe Uniunea Europeană și bea un moldovan acasă. Că bea un vin de casă, că bea o mănâncă o găină de casă, nu mă gândesc că de are interesat lucrul ăsta pe deci. Dar da, просто больше контроль. Не будут так самовольно делать все. А у спад фачи, că тот ачел Джек Дэниелс, и виски, ел и самогон американских фермеров. Eu cred că au spat faci, dar acasă pentru dânși, cei care vă zic, care poate are necesitate acolo, să, pentru digestie, la mâncare acolo, un 50 de grame pentru oamenii care de acum trecut în a treia vârstă, da, numai nu pentru tineretul care trebuie să ne aducă copiii sănătoși. Unul dintre stereotipurile legate de asocierea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană ține de faptul că în spațiul european ar fi interzisă producerea de alcool în condiții de casă. Reporter de gardă l-a vizitat pe unul dintre cei mai vestiți pălincari din România, care produce rachiu de casă în distileria creată de bunicul său cu un centenar în urmă. Satul Tulca din Bihor are aproape 1000 de ani. Florian Chișe este cunoscut în sat pentru utilajul vechi de peste 100 de ani, pe care îl folosește până în prezent. Deci aici este cazanul pentru borhod. Aici se pune borhodul, se încarcă, aici se adună condensul de vapor de alcool, care circulă pe această serpentină, până ajunge aici. Aici sunt vase duble, pentru răcire, apa funcționează complet, care se face o răcire completă. Dacă n-ai o răcire bună, niciodată nu o să ai o pălincă de calitate. Aici scurge vodka, cum zicem noi, prima mână și după aia se distilează a doua oară în partea aia altă, care e același proces tehnologic prin aceste cazane au 110 ani. Chiar se și vede. Tatăl meu este 35 de ani, este producătorul. Eu am urmat tehnologie. Încă un unchi. Deci din familie. Este o, da. Aici e distilarea a doua oară. Ce iese de acolo, vodka, cum zicem noi, o introducem pe aceeași tehnologie. Se introduce pe aici. Se umple cazanul. Același lucru se fierbe la un foc foarte încet, cu lemne de esență tare, care durează să faci o pălincă de calitate circa 8 ore. Același lucru, vaporii de alcool se adună în comănac, cum zicem noi, circulă pe această țeavă, aici este o răcire, răcirea trebuie să fie super completă și apa tot timpul trebuie să fie rece, rece, altfel nu o să ai niciodată o calitate a produsului. Și aici scurge pălinga, cum zicem noi. Și aici le preparăm cu apă, întotdeauna cu apă. La noi, în zona asta, doar cu apă se prepară lichioara adevărată. Dacă această muscă bețivă n-ar fi aici, înseamnă că nu este un lucru natural. Ăsta e cel mai adevărat laborator. La o pălincă adevărată vorbim tradițional și de casă. Toată treaba e să nu-ți bagi joc de calitate. Deci, asta e o regulă sfântă. Ai depășit calitatea, să ai bătut joc de calitate, ți-ai pierdut și respectul și tot ce-ți dorești în jurul tău s-a dus. Ce-i mai bună, apa sau pălincă? Stimată doamnă, fără apă nu poți trăi, dar apa nu e bună la, nici la picioare, ai dureri. Pălincă e bună dacă știi să o bei cu cap. Deci asta e mare lucru. Să nu te stăpânească ea pe tine. Una. Florian Chișe a participat la expoziție de produse românești de la București până la Bruxelles și acum poate da sfaturi celor care au temerea că Uniunea Europeană le-ar putea interzice să mențină tradițiile sau afacerile moștenite de la părinți și bunei. El are mesaje de încurajare și pentru producătorii de alcool din Republica Moldova. Sunt primul pălincar cu atestat produs rațional din România pe pălincă. Să nu le fie frică nimănui, fiindcă produsul rațional va rămâne tradițional. Tradiția o să rămână tradiție. Un popor fără tradiție nu există popor. Chiar acolo am fost și m-am întâlnit cu 6 primari de la voi. Chiar mi-au plăcut. Am și primit de la ei niște coniacuri extraordinar de bune. Au fost schimb de experiență, așa zicem noi.
trăcuri. Noi suntem frați, cum zice, ca și frață, să nu ne tomnească alții. Merge. În general, când e bine să bei pălincă? Când o ai. Asta e bun dimineața. Noroc, să ajutăm pe prechin de la Basarabia, de Moldova. Întreprinderile mici cu un număr de până la 10 angajați reprezintă peste 80% din totalul de întreprinderi mici și mijlocii din România. Potrivit datelor Comisiei Europene, România este campioana Uniunii Europene în domeniul dezvoltării întreprinderilor mici, inclusiv la capitolul atragerii de fonduri europene. Ca și în alte state europene, sunt dezvoltate și utilizate resursele locale. În zona Oradei, de exemplu, apele termale care ies la suprafață încălzite de energia pământului sunt o sursă stabilă de dezvoltare a afacerilor turistice. Veselim, îi facem să cânte, să danseze, să se simtă lumea bine. Asta este important toate pentru noi. Toate problemele le lasă aici la noi. Avem două bazine foarte mari unde le lăsăm toate durerile și toate problemele. Republica Moldova face primii pași în asocierea cu Uniunea Europeană. Dezvoltarea afacerilor prin menținerea tradițiilor și a resurselor locale cu capacități de atragere a finanțărilor europene sunt o provocare constantă pentru cei care fac afaceri în Republica Moldova. Condițiile de afaceri sunt compromise din cauza reformelor stagnante. Economistul Dumitru Alaiba consideră că în aceste realități micul business nu are condiții favorabile de dezvoltare. Noi avem anumite scheme de finanțare, asta e adevărat, care deci, sunt destinate, în primul rând, pentru business, da? pentru antreprenori. Adevărul este că ele sunt încă foarte limitate, ele sunt destul de scumpe, totuși, pentru că chiar și... Bun, e mai ieftin decât un credit comercial, asta e adevărat. Dacă de luat creditele care sunt date prin BERD, BI și așa mai departe pentru antreprenori. Dar în același timp sunt totuși destul de scumpe. Pentru că dacă ne uităm în Europa, acum noi avem rata dobânzii negativă la Banca Centrală Europeană. Da? Și acolo să te finanțezi, practic ești la zero. Important e să dai fix aceiași bani care i-ai primit. Oscilează în jur la 1% și așa. Dar în cazul nostru, noi avem creditul totuși foarte scump. Cetățenii Republicii Moldova care încearcă să facă mici afaceri au și ei multe de spus cu privire la dificultățile pe care le înfruntă zi de zi. Dar cum ar trebui statul să încurajeze oamenii că ei totuși să vrea să facă afaceri de familie? Să fac afaceri, nu trebuie să dai locuri de muncă oficial, care să fie chiar locuri de muncă, nu pur și simplu vorbi. Și când ajunge acolo îți spune că, dar noi nu știm așa ceva, noi prima dată știm așa ceva, așa zic. Eu, pildă, eu nu văd ca să deschizi un business, acolo te ajută, îți dă și vă câțiva ani nu cer nimic la tine. Deci nu te apasă. O lună de zile te lasă și pe urmă vine trimedii și pojarni și... La loc, ce nici o protejare, nici o nic. Omul e nevoit să pleci peste hotare, să las familia, să las copii, după plângând și să vii plângând și de acasă, plâng și așteaptă. Omul să leabă, că nu-i... Adică mușit noi mușim, suntem mușitori. Dacă ne dăm la vânzare, nu putem noi face nimic. Dar și să deschizi aici, numai deschizi o afacere, să faci o afacere și ceva, ca pe urmă vine, tac, spune atâta și treabă, una alta și te lepezi de tăți și nu-ți mai trebuie nici afaceri, nici business, lepădașa e cam mult și de tot. Da, eu acasă, că am zis, cred că am trăit pe ismă. Și mergi, cu niște șor. Da, cât mai mult fermieri o să fie, cât mai mult persoane care își dă interes, cred să fac ceva pentru Moldova, mi se pare că o să florească tot, o să aibă locuri de muncă
satele tot o să înflorească, să fie așa sărași cum este în ziua de astăzi. 23 de milioane de întreprinderi mici și mijlocii funcționează actualmente în Uniunea Europeană și reprezintă 99% din volumul de afaceri europene, fiind principala sursă de creștere economică, angajare, a forței de muncă, integrare socială. Autoritățile europene tind să dezvolte și mai mult libertățile economice, inclusiv pentru integrarea noilor actori pe piața europeană. Ați audiat un reportaj realizat de către echipa Reporter de Gardă. Această emisiune este posibilă datorită ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul agenției SUA pentru dezvoltare internațională USAID. Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă în mod necesar poziția USAID sau a guvernului SUA.